Da, noi susținem și domnul președinte Căpraș și domnul deputat Măduța susțin Aradul la aceasta, la capitala europeană, dar eu cred că noi trebuie să punem mult mai mult în lumină toate locurile județului Arad. Eu cred că la ora aceasta nu sunt puse, vorbesc de județ, în nu știu, lumină, râuri, avem cetăți, avem, nu știu, prea facem manifestări cu, cum am mai spus și în emisiune, cu grătare și cu mici. Și cred că trebuie să dezvoltăm turismul mult mai mult. Avem cetăți, avem Criș. Nu știu dacă multă lume știe că pe Criș se poate face concurs de caiac. Avem canalul molilor, avem, deci în zona la mine, cetatea Ineului, Ranna, biserică, biserici de lemn în zona Gura Honț, care nu știu câți locuitori a județului Arad le știe. Dar asta e vorba de o strategie a județului Arad. Eu sper că să mă fac auzit în Consiliul Județean pe tema aceasta. Eu cred, eu sunt și subiectiv și sper că o să câștig în capitala europeană.